Să citim ceva. Că când ești prea obosit, nici nu poți să dormi. Și dacă suntem atât de obosiți când ne doare și ochii și capul și poate ce facem, ascultăm ceva, eu cu conferințe în general. Da, e bine. Important este să nu dăm mintea celuilalt. Pentru că ea continuă să proceseze și când dormim. Deci mintea continuă să lucreze. De aceea, mare grijă, Părintele Proclu. Părintele Proclu recomanda foarte mult să adormi din rugăciune. Adică să nu adormi de la film, să nu adormi de la laptop, să nu adormi de pe... Pentru că mintea continuă să facă ceea ce în ce am adormit. Și atunci, Părintele Proclu recomanda foarte mult să adormim din rugăciune. Da, dacă ascult conferință, dacă citesc ceva, dacă mă rog cu mintea. Da. Cine mai zice? Ce facem, de exemplu, dacă mai tare, ca să audă și dacă avem câteva persoane în jurul nostru care sunt împătimite sau negative sau și le vorbim tot timpul de Dumnezeu, adică tot timpul cerbă să le schimbăm și totuși... Nu putem să-i schimbăm. Cel mai mult îi schimbăm prin exemplul nostru și prin rugăciune. Vedeți că nici Mântuitorul nu a putut să-i schimbe pe oameni. Zice Sfântul Vasile cel Mare, Dumnezeu l-a creat pe omul fără om. Adică nu ne-a întrebat dacă vrem să fim sau ne-a întrebat. Bineînțeles că nu ne face, au făcut pe Adam și pe Eva din nimic, pe noi ne face din părinți. Dar oricum, Dumnezeu ne face fără să ne întrebe pe noi. Dar zice, Dumnezeu l-a făcut pe om fără om, dar nu poate să-l mântuiască fără răspunsul lui. Adică Dumnezeu ne respectă libertatea. Nu putem să-i schimbăm pe ceilalți, ci doar putem să ne rugăm pentru ei, putem să le spunem, dar nu putem să-i obligăm. Și oricum, până când Dumnezeu nu va lucra la inima lor, bine, poate să lucreze și prin cuvântul meu, și prin purtarea mea, și prin exemplul meu. Dumnezeu se folosește de toate acestea, dar nu putem noi să schimbăm nici chiar pe cei dragi noștri, nici soțul pe soție, sau soția pe soț, sau părinții pe copii, sau și chiar pe cei dragi, de cum pe ceilalți care mai sunt pătimiți. Ori o patimă înseamnă o prezență demonică. Un duh care sunt cel puțin patru trepte. Este ispita prin gând, când ne vine un... Da, binecuvenit vorba asta. Aveți grijă, de multe ori, mulți sunt foarte scrupuloși. În sensul că revine un gând rău în minte și se acuză, vai de mine ce am păcătuit. Primul gând nu-i păcat. Primul gând nu-i al nostru. Deci nu suntem vinovați. Poate să ne vină chiar gânduri de hulă, chiar gânduri scurcate, gânduri... nu-i al nostru. Dacă zic, Doamne, nu-mi trebuie gândul ăsta, Doamne, uite cine mea, nu-mi trebuie gândul ăsta asupra Ta de aure, nu-mi trebuie, n-am păcătuit absolut deloc. Păcatul începe doar în momentul în care mă însoțesc cu gândul și încep să-l accept, să vorbesc cu el. Și apoi a treia fază este când consimt, adică sunt de acord cu el. A patra fază este când săvârșesc păcatul pe care mi l-a inoculat, mi l-a insinuat gândul pătimaș. Iar păcatul repetat devine patimă. Adică devine o stare în care eu îmi pierd libertatea și devin rob al unei puteri, vrăjmaș a unui duh rău. Și atunci, de patimă, noi ne mai putem izbăvi singuri. Acolo trebuie să vină o putere din afară. Duhului Sfânt, a Mântuitorului, a cineva care să ne ajută să ne scoată. Ori, nu vedeți ce înrăiți sunt demonii și patimile în noi. Luați astea simple, fumatul, băutul. Deși ne putem vindeca, să știți, de orice patimă, dar cu canon. Adică cu osteneală, cu medicament. Ce-i canonul? Canon cu medicament. Și vorbeam cu cineva, ce părinte, da, vedeți, devine dependență internetul, devine dependență telefonul și
Chiar am fost și vorbeam cu o fată care e doar studentă și zice, părinte, dar nu mai pot fără telefon. Păi, ți-am spus, trebuie să iei un canon. Și canonul trebuie să fie mai greu decât decât patima. Hai să vă dau simplu, banal, pe mine mă dau iar exemplu. Nu că mă dau exemplu, mă dau exemplu negativ, dar eu am un telefon din ăsta, n-am. Am un telefon din ăla vechi, cu taste și n-am internet și n-am aparat de fotografiat, că e slab și sunt neputincios și sunt pătimaș. Da? Mă jucam, e un joc din ăla cu șarpele ăla care închide, așa. Și la un moment dat mă prinsese și stăteam câteva minute sau când intram în chilie, mă jucam câte un minut, două. Zic, dar ce fac? Și am zis, bine, te joci cât vrei, dar după fiecare joc faci 25 de metani. Păi credeți că am mai pus mâna pe telefon? Mai pus. Sau a venit cineva și zice, părinte, e tot cer pe oamenii, m-a pus mai irascibil, așa. Nu e nimica, fă metanii după ce e cer. Și cereți iertare. Și vine data următoare la spovedere și zice, cum e cer? Părinte, decât să-mi cer iertare, mai bine nu mai zic nimic. Păi zic, asta e. Asta e canonul care, de fapt, vindecă. Și să știți, am adus aminte, un lucru foarte frumos. Noi dacă ne-am luptat cu păcatul și am face canon pentru el, să știți că de fapt n-am mai păcătuit pentru că nu merită plăcerea păcatului, o sănela canonului. Hai să spun tot din Pateric, un lucru extraordinar. Merge un călugăr prin pustie și la un râu era o femeie care spăla rufele. Și s-a prinde de patimă trupească față de ea, era pustie, se duce la ea și îi spune cuvintele astea și femeia foarte înțeleaptă și zice, părinte, lucru care mi-l cer pentru mine e foarte simplu. Dar zice, gândește-te pentru o plăcere de câteva minute, câte lacrimi și cât post și câte osteneli o să faci tu în pustie. Și nu păcătuiești și s-o duci și l-o spus și celorlalte în mănăstire și au lăudat-o pe femeie. Dar să știți că e adevărat. E adevărat cu orice păcat. Dacă noi am fi conștienți și ne-am luptat un pic cu păcat, niciun păcat nu merită să-l face dacă ar trebui să faci o steneală pentru el să te vindeci. Da. Mai ziceți încă, îmi dați câte ceva să mă duc aminte și mă mai spun. Eu am mult mai bun. Da. Când stăvim în rugăciune, de ani de zile, pentru noi sau pentru cei din anturajul nostru. Și rugăciunile nu sunt ascultate de Dumnezeu. Sunt ascultate. Cum facem să nu intrăm în deznădejde și să nu simțim că e ca un fel de pedepsă divină? Nu, nici măcar nu trebuie gândit așa. Orice gând este ascultat de Dumnezeu și orice rugăciune. Acum, hai să vă spun iarăși ce-am pățit eu. M-am rugat odată pentru un lucru și Dumnezeu a zis nu. Și m-am rugat și am plâns și, Doamne, dar vreau lucrul ăsta. Și ziceam, Doamne, facă-se voia ta, că nu-i așa, zice, dar eu așa vreau. Și la un moment dat, știți cum, ca și când s-a deschis toate porțile și zice, da, uite, du-te. Și nu a fost bine. Și de atunci mi-e frică să-i mai cer ceva lui Dumnezeu. Și zic, mai bine, Doamne, dă-mi Tu ce știi că mi-e de folos și Doamne, ajută-mă să mă las în voia Ta, că îți deștept și nu mă las, că e bine când reușesc să mă las, dar nu mă las întotdeauna. Deci Dumnezeu ascultă rugăciune. De multe ori, când ni se pare că nu ne ascultă, ori cerem ce nu trebuie, ori nu cerem cum trebuie, ori nu ni de folos ceea ce cerem. Da, de ce nu-l cerem pe el? De ce tot cerem mărunțișuri? Noi cerem de la Dumnezeu niște nimicuri, niște banalități. El este de el însuși.
Și dacă îl primesc pe El cu tot ce are El, îl primesc pe Dumnezeu cu ce îmi dă El, cu ce este El. N-am de ce să cad în desnădejde. Dumnezeu ne iubește mai mult decât ne iubim noi. Asta o spun cu certitudine. Și deci în rugăciunea de împărtășire, în rugăciunea nouă, zice că tu vrei să fii cu mine, deschide să te primesc, dar de fapt tu vrei să mă împărtășesc mai mult. Tu vrei să fii cu mine mai mult decât vreau eu. Cam ăsta e Dumnezeul nostru. Când mi se pare că lucrurile așa undeva se înșurubează ceva egoist în rugăciunea mea, în felul de a pune lucrurile, de a le vedea, de a le gândi. Se înșurubează demonul pe ceva și... Chiar și când sunt rugăciuni pentru alții? Pot să le fac, da, chiar când sunt rugăciuni pentru... Uite, m-am rugat pentru eu și uite ce o pățit pentru rugăciunea mea. Că eu m-am rugat pentru el și uite ce bine o pățit. Da, în momentul în care apare eu și ceva din mândria noastră, da. Și cum știm să detectăm mândria în ceea ce facem noi? Când apare ceva, când apare un eu acolo, că eu fac, sau pentru că am făcut eu, pentru rugăciunea mea, pentru priceperea mea, pentru... Când nu este, când nu e lucrarea lui Dumnezeu cu mine sau în mine, când apare eu, că am făcut și eu ceva. Atunci e, nu neapărat că... Dar e... Oricum noi nu suntem desăvârșiți și nu puteți să facem lucrurile... Dar e o portiță undeva unde vrea și diavolul să aibă niște drepturi. Unde se înșurubează și el. Și dacă nu suntem atenți, el încearcă să prindă mai multele. Și atunci nu ne acoperă cumva ascultarea, în sensul că dacă... Păi, dacă facem ascultare, atunci nu mai facem... N-are loc mândria. Într-un dialog, de exemplu, între Maica Siluana și Părintele Galeriu, îmi da Maica Siluana așa zâmbind, îi spune, recunoașteți că am făcut ascultare din tot ce mi-a stat. Și Părintele Galeriu răspunde, dar recunoști, Maică, că și eu v-am dat ascultări care vă plac. Deci, ni se poate întâmpla și noi să avem ascultări care ne plac. Și dacă ne plac, e un eu, nu? Dar tu fac totuși ca ascultare. Adică în sensul să mă pun și în situația că dacă mi-ar spune nu o fac cu toată pacea, sunt mai la dăpost, nu? Da. Dar acum e adevărat că ne putem ascunde și sub ascultare în sensul de a face ascultare de ceea ce ne place. Am auzit iarăși un cuvânt tare frumos, da. Deci o citit la masă un părinte. Și zicea acolo, de la Sfântul Munte, zice, oamenii te ascultă dacă ceea ce le spui conform cu mintea lor. Dacă ceea ce le spui nu-i conform cu mintea lor, nu te ascultă. Ei, cam așa ne place și noi să facem ascultare de ceea ce ne place. Dar dacă ne tăiem voia și facem și când ceea ce nu ne place, atunci nu-i nicio problemă. Sau... Dacă sunt ascultările, dacă totuși e ascultare, nu mai e mândrie, chiar dacă ne place ascultare. Acum că noi oarecum, prin atitudinea noastră, prin ceea ce facem, îl forțăm pe celălalt să ne dea ascultările astea, atunci da, atunci se înșurubează eu nostru și mândria noastră. Păi, ascultarea e cea mai sigură cale de tăierea voii și de a dobândi smerenie. O întrebare și gata. Florentin? Întrebare? Da. Hai. Cine vrea? Ne putem ruga pentru care
este impactul rugăciunii dacă mă rog pentru cineva care e împătimit, pentru care are o adicție? Noi dacă ne rugăm, în primul rând, noi câștigăm. Când ne rugăm pentru altcineva, e mai mult decât când ne rugăm pentru noi înșine, pentru că e și o dăruire, o ieșire din egoismul nostru. Inima mea se lărgește. Acum, ca să fie, poate, rugăciunea cu mare impact asupra celuilalt, ar însemna să duc ceva din canonul lui, din crucea lui. Zicea un părinte, a venit o mamă și cerea canon pentru copilul ei care era împătimit. Dați-mi, părinte, mie canon pentru el. Mă depinde și cât vreau să mă implic în destinul celuilalt, în crucea celuilalt. Că dar dacă o fac doar ca simplă rugăciune, ca simplă dragoste, care până la urmă ce e rugăciune? O energie, o dragoste. Îi doresc celuilalt să trăiască veșnic, să fie împlinit, să fie fericit și aici în veșnicie. Până la urmă e un flux de energie, îi dau ceva din mine. Deci nu sărăcesc și îl ajut. Acum, dacă merg ca rugăciunea mea să fie chiar lucrătoare în viața celuilalt, atunci pot să mă angajez chiar în cele ale vieții lui. Dar sunt lucruri mai profunde și mai grele. Adică nu e ușor să-ți iei ceva din... Numai că, vedeți, Mântuitorul asta a făcut. A venit și a asumat efectiv crucea noastră, destinul nostru, păcatele noastre. Și acum fiecare în măsura, dar trebuie să avem grijă că Mântuitorul a putut să coboare în iad și să ne scoată din iad. Trebuie să am grijă și la măsura cât pot să mă bag în iadul celuilalt, să am grijă să nu rămân în iadul lui. Adică pot să-l trag pe el de acolo sau să nu rămân. Îi dau mâna celui care se neacă dacă pot să-l trag, dar dacă mă trage și pe mine și ne necăm amândoi, atunci nu mă angajez chiar și în viață. Atunci pot să rămân la o rugăciune și să lucreze Dumnezeu prin rugăciune. Deci depinde, viața duhovnicească are foarte multe trepte. Deci depinde cât pot să mă... Scuzați-mă, dar putem să spunem că aici este vorba de cum ne rugăm? Pentru că dacă eu mă rog crezând că vine de la mine putere... Nu, dacă mă rog de la mine putere, n-am făcut nimic. Deci, eu sunt un releu. Eu sunt un releu prin care, de fapt, cer harul lui Dumnezeu pentru celălalt. Pentru că în Mântuitorul ne spune iubiți-vă unii pe alții. Da. Și iubirea este o dăruire. Da. Păi asta am spus, am rugat pentru altul, e mai mult decât am rugat pentru mine. Pentru că am spus că deja ieșim din egoismul nostru și, în primul rând, am rugat, deja eu intru în dialog cu Dumnezeu. Nu? Cum zice, mai știu, un părinte filocalic, cel care unge cu mir prima dată, el se îmbibă de mir. Deci în momentul în care eu mă rog pentru altcineva, eu deja mă rog. Și faptul că mă rog pentru altcineva e mult mai mult decât mă rog doar pentru mine. Ce șanse avem noi în viitor de a păstra o viață duhovnicească la un nivel cât de cât normal, în contextul în care trăim într-un oraș cosmopolit, unde fiecare se întâmplă un eveniment negativ, și deznădejde din ce mai mare. Trebuie să ne conectăm acolo unde și mai trebuie să mai tăiem toate negativitățile astea, să nu le mai lăsăm să intre în noi. Pentru că trebuie să ne și păzim un pic mintea și dacă, cum zicea înaltul Bartolomeu într-o predică, dacă tu îți faci curat în casă și lași geamul deschis și cineva vine și îți aruncă mizerie acolo, păi, la fel și dacă eu
deschid ușa la, la tot răul care se întâmplă în lumea asta, mai zic părinți de la Sfântul Moato, de la Sfântul Munte, că au văzut lumina necreată într-un zgârie nord din New York și părinții din de acolo, după zeci de ani sau o viață întreagă, n-au văzut-o. Sau, uite-te tot, eu revin la baterii, că Ava Antonică, într-adevă, la ce măsuri este, a fost trimis la un cismar din Alexandria, Ava Macare cel Mare, când o întreba la ce măsuri este, a fost trimis la două femei care erau căsătorite, nu mai știu care a fost trimis la un din ăsta, care era cu circul, cum, la un măscărici, și așa mai departe. Deci nu contează locul, ci contează ceea ce facem. Bineînțeles că mă poate ajuta sau mă poate trage în jos, dar hai să vă mai spun un cuvânt frumos de la Gheron Iosif. El zice așa, atâta har este îndreptățit să aibă cineva în sine, câtă ispită rabdă cu mulțumire și cât din greutatea fratelui duce fără să cârtească. Deci, până la urmă, faptul de a fi în, în mijlocul ispitelor, dacă eu le rab și trec, pot să, să, să sar și să mă umplu de, de harul și de lumina lui Dumnezeu. Mai mult decât unul care poate, în rutina lui acolo, în, neavând atâtea ispite, el merge foarte încet, dar foarte, foarte constant, dar, urcă încetuț, dar sigur, dar foarte încet. Mulțumim.